Bine v-am regăsit în episodul 74 despre suflete gemene. Astăzi vom discuta despre cum să vă deblocați comunicarea cu sufletul gemen. Și acest subiect, desigur, este unul foarte râvnit, să zic așa, care am zis hai să vorbim, hai să vedem. Când vine vorba de acest lucru, poate în primul rând să zic câteva cuvinte înainte. Sufletul gemen, în primul și în primul rând, trebuie să vedeți că va fi tot timpul o reflecție pentru voi. Și cum zice Jeff și Shelia tot timpul, în primul rând sufletul geamului este învățătorul tău. Da. Care simt că asta ar fi să începem această conversație cu acest lucru. Că te învață. Exact. Dacă nu accepti acest aspect al călătoriei, atunci vei avea o perioadă foarte dificilă în a înțelege de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce ai anumite tipare sau anumite lucruri se întâmplă cu sufletul geamăn care par așa neobișnuite sau ciudate sau de ce trebuie să se întâmple așa, de ce trebuie să fie greu, de ce trebuie să fie nu știu cum. Trebuie să înțelegem că scopul acestei relații este legat de ascensiunea noastră, de dezvoltarea noastră, așa că în primul rând trebuie să acceptăm că sufletul nostru geamă ne învață ceva. Există o lecție prin care trecem și situația externă, adică ceea ce se întâmplă între voi pe plan 3D, pe plan extern, este o reflecție asupra unei lecții prin care treceți în acest moment. Exact. Și acest lucru, de multe ori noi vedem că nu este acceptat. Nu este văzut acest principiu de sufletul geamăn este învățătorul tău, te învață ceva. De multe ori vedem lumea care spune, dar el nu face asta, sau el mai are de învățat, sau el are probleme, sau el e de vină, sau el nu vrea să vorbească cu mine, sau el mă înșeală. Toate aceste lucruri și atunci niciodată nu se ia responsabilitate față de ce învață sufletul geamăn în momentul ăla. Chiar dacă pentru mulți dintre voi poate vi se pare, dar cum să mă învețe în momentul ăla? Cum să mă învețe în momentul în care vorbește cu altcineva? Care se duce și mă înșeală sau nu vrea să vorbească cu mine, m-a blocat. Cum mă învață ceva? Păi, primul rând, când ne uităm la această situație, trebuie să vedem că, da, te învață ceva, că tu ai niște sentimente. Îți aduce niște sentimente la suprafață. Și aici este de învățat că acele sentimente nu trebuie aruncate pe sufletul geamăn, să zici că e vina lui sufletul geamăn. Cum ar zice, Alexandra, e vina ta. Că nu știu ce, nu ar merge niciodată. Sau cum, ce zici tu că s-ar întâmpla dacă eu am avea o problemă și ți-a zice că e vina ta? Cum ai răspunde? Exact, ne răspunde. Pur și simplu ar mâne așa și atunci trebuie să văd că acea problemă trebuie să rezolv în mine. Nu o să-ți mai răspunde sufletul geamăn, nu o să se blocheze comunicarea, pentru că tu vrei ceva de la sufletul geamăn pe care tu nu ți-l oferi ție. Și așa se întâmplă, exact cum a demonstrat Alexandra mai înainte. Dacă eu nu-mi ofer ce am nevoie și după aia zic la Alexandra că ea trebuie să-mi ofere acest lucru, că așa e în societate, că așa zice lumea, că așa trebuie și că așa simt eu, atunci Alexandra o să fie respinsă de mine. Pentru că cum funcționează cu sufletele pereche, nu funcționează și cu sufletele gemene. Da. Și cred că este de asemenea și o lecție oarecum universală, în sensul că dacă ai probleme de comunicare cu sufletul gemen, cel mai probabil experimentezi probleme de comunicare și în alte relații sau alte arii ale vieții tale, într-un fel sau altul. Și te-aș invita să vezi dacă acest lucru este adevărat pentru tine, în sensul dacă
ești blocat cu sufletul geamăn, experimentezi că ești blocat și în alte relații. Și un mod în care se poate manifesta acest lucru, și îmi place că chiar aveam o discuție de acest gen cu cineva astăzi, legat de comunicare, pentru că este o persoană cu care doar mai povestesc din când în când și eu i-am zis, ok, uite, eu sunt o persoană foarte ocupată, nu e ca și cum nu vreau să am prieteni, însă dacă nu mă vii și îmi zici de vreme sau de altceva, nu vreau să vorbesc, trebuie un subiect să mă intereseze, trebuie să avem o conversație care să însemne ceva, da? Și asta nu înseamnă că trebuie mereu să vorbim filozofie sau mai știu eu ce, însă trebuie să fie o conversație, nu așa doar hai să facem o conversație. Îmi place să vorbesc personal mie cu scop, să am, da, pur și simplu să am un scop, să am un beneficiu din conversația pe care o am. Și când zic beneficiu, nu înseamnă că vreau să profit de oameni sau ceva, pur și simplu vreau ca conversațiile pe care le am să aducă mai multă iubire. Da, să-mi aducă mai multă iubire în viața mea într-un mod sau altul. Rămăsesem așa puțin blocată mental pentru că venea să zic că mă fac să mă simt bine, dar asta este o capcană, pentru că poți să ai conversații care te fac să te simți bine, dar de fapt nu sunt deloc productive în viața ta, nu au un scop, sunt doar așa apă de gură, ca să zic așa. Nu au nimic de substanță, da? Și încercam să explic, revenind la această persoană cu care vorbesc, încercam să explic, hei, ce-ar fi să, da, avem o conversație mai interesantă, da? Și această persoană, asta pur și simplu nu știa cum să povestească cu mine în așa fel încât să aibă o conversație interesantă, da? Și ajutam această persoană să vadă cum putea să vorbească, da? Și cred că asta este interesant pentru că el avea un blocaj în a comunica cu mine, da? Și eu îi ziceam, hei, nu vreau asta, nu doresc să comunic în acest fel. Și efectiv a fost așa un moment de wow, cum a vorbit așa cu toată lumea și tu vrei să vorbesc diferit cu tine? Păi normal că nu știu. Și a zis, ok, încearcă. Dar ce vroiam să extrag din această povestioară este că să vedeți dacă nu cumva vă blocați și în conversații cu alte persoane. Și din nou, poate sunteți obișnuiți să aveți conversații care sunt poate superficiale și poate sunt numai așa cum ziceam, vorbim despre vreme, vorbim despre mai știu eu ce, sau ne plângem, sau numai așa ne spunem ofurile. Și adevărul este că poate există persoane în această lume care vor să vorbească și despre alte lucruri, nu doar despre ofurile voastre. Și atunci normal că va exista un blocaj în comunicare. Dacă doar ar fi numai eu și Laurențiu să mă pun la Laurențiu să zic, uite că am făcut chestia aia și cât de prost m-am simțit și să vezi ce s-a întâmplat și că vai ce m-a enervat ăla și că ăsta, i-aș face numai capul calendar și probabil n-ar vrea să vorbească cu mine. Deci este o important să înțelegeți și pentru voi care este scopul comunicării, de ce vreți să comunicați, de ce vreți să aveți această comunicare cu sufletul vostru geamăn, da? Și în momentul în care vă răspundeți sincer la aceste întrebări, veți putea vedea dacă vreți să faceți acest lucru dintr-un de ce, da? Și cred că aici, dacă pot să merg într-un mod mai profund, mă uitam la o clasă de Twin Flame Ascension School și în clasele de Twin Flame Ascension School, Jeff și Shelia fac câteodată roleplay, adică un joc de rol în care, de exemplu, Jeff sau Shelia joacă rolul sufletului geamăn și studentul care este acolo vorbește, se joacă pe el însuși, da? Și Jeff și Shelia îi ajută să treacă prin anumite blocaje care iau și le arată ce se întâmplă. Și într-una din aceste exerciții,
Jeff și Shelia au făcut un joc de rol în care Jeff a jucat un suflet geamăn care vroia să fie cu studentul, da? Cea, uite, eu acum vreau să fiu cu tine și efectiv studentul s-a blocat. A înghețat, efectiv, deci era... Cred că mi-am desclasat. Da, era... Deci, efectiv, Jeff era, juca ca și cum ar veni divinul masculin, studenta era un divin feminin și era în acea clasă, era ok, eu vreau să fiu cu tine, sunt pregătit, haide să începem. Și studenta răspunsese ea ceva, dar după aceea imediat venea blocajul care îl experimenta în acel moment divinul masculin ca și prin Jeff, ca să zic, în acel exercițiu, era că era plictisit sau conversația era foarte așa, era o energie așa foarte grea legată de avea o conversație cu divinul feminin. Și de asta zic că e foarte, nu vreau să fiu așa, dar este interesant să aveți o conversație cu voi ca și persoană. Știi, e o chestie, pentru că eu mă gândesc la mine acum câțiva ani și, într-adevăr, eu aveam acest tipar de a fi foarte, cum să zic, îmi revărsam toate ofurile pe persoana care vrea să vorbească cu mine și unele persoane chiar nu aveau chef să asculte toate problemele mele. De asemenea, aveam alte persoane care veneau la mine și îmi spuneau, păi da, că am ascultat-o pe asta, cu venind la mine și 2 ore mi-au zis de toate problemele ei. Mi-au zis, na. Și nu e interesant să ai asemenea conversații. E doar un exemplu care nu știu de ce îmi vine minte acum. Totuși, asta nu vrem să zicem că nu putem să ascultăm ce se întâmplă cu voi ca să vă ajutăm. Nu Da, asta este nu, vorba. asta e scopul, dar nu e vorba de coaching aici, este vorba doar de persoane normale, știi? Și ideea e că nu poți să presupui că o persoană care este în viața ta, inclusiv sufletul meu geamăn, deci eu nu pot să zic că, de exemplu, Laurențiu este coach, da? Și teoretic Laurențiu poate să mă ajute pe mine să trec prin blocajele mele. De asemenea, eu sunt coach și de asemenea, Laurențiu, eu pot să-l ajut pe Laurențiu să treacă prin ofurile lui. Dar poate sunt obosită la un moment dat și nu am energia emoțională să-l ajut pe Laurențiu să treacă prin ofurile lui și zic, hei, nu am timp, hei, nu am energie. Deci, nu, în relația noastră nu avem o așteptare doar din cauza că da, Laurențiu e coach, eu sunt coach, atunci avem coachul nostru cu noi 24-7, da, uai, ce fain e. Da, într-un fel, da, e foarte fain. Dar asta nu înseamnă că profit de chestia asta sau îl tratez pe Laurențiu ca pe locul în care mă duc și din nou îmi revărs toate supărările pe el și de asemenea el cu mine. Pentru că până la urmă aici, din nou, nu știu de ce a venit acest exemplu, pentru că este o chestie foarte specifică, sunt mult mai multe lucruri care putem vorbi de comunicare, Da, însă e ok, vorbește de asta, dacă veni. specific de acest lucru, Laurențiu nu este responsabil despre cum mă simt eu și faptul că Laurențiu vrea să mă ajute pe mine să trec printr-un blocaj este cum să zic, o onoare sau un privilegiu pe care Un l-am. cadou. Este un cadou și trebuie tratat ca atare, da? Pentru că, din nou, Laurențiu lucrează, face lucruri pentru relația noastră și, într-un fel, da, m-aș aștepta că, da, uite, e normal să mă ajute, da? Dar, din nou, depinde de zi, depinde de chestii. Deci, ideea e că nu am așteptarea de la Laurențiu să-mi dea el mie marea acusarea, da? Este responsabilitatea mea să trec prin sentimentele mele și, în momentul în care în relația noastră, da, am nevoie de ajutor, zic, hei, mă poți ajuta? Și de cele mai multe ori răspunsul este da, dar poate uneori răspunsul este și nu, din anumite motive, ceea ce este perfect în regulă. Dar, din nou, aici nu îl amăgesc, nu îl ăsta, nu mă pun și îi dau în cap că nu mă poate ajuta sau că nu poate comunica cu mine la un moment dat, da? Și viceversa. Și viceversa. Și revenind la exemplu din Twin Flame Ascension School, vă invit să vă gândiți la voi cum v-ați simți dacă ați avea un suflet geamăn în care chiar ar vrea să vorbească cu voi. Despre ce ați vorbi? Ar fi subiecte
interesante. Ce ați face cu această oportunitate de a vorbi cu ei, da? Și imaginați că faceți un pic de joc de rol. Ce ați povesti, da? Și ce sentimente ați avea? Pentru că, din nou, dacă înțelegeți că această călătorie este una de vindecare, una în care vă simțiți sentimentele, treceți prin ele, atunci este important să fiți conștienți de felul în care vă simțiți, da? Și să vindecați blocajele care apar, blocajele de comunicare care apar între voi. Pentru că ce vreau să spun cu asta este foarte interesant, pentru că dacă faci acest exercițiu, poți să vezi că blocajul poate nu este neapărat unul de comunicare, dar poate nu te simți destul de bun, de exemplu, să vorbești cu sufletul geamă, sau poate te simți vinovat legat de ceva poate care s-a întâmplat, sau poate ești nervos sau chiar furios pe sufletul geamă legat de anumite chestii. Așa că este foarte interesant să te uiți la aceste lucruri. Poate ți-e frică de ceva, știi? Și atunci, cum ar fi să vină sufletul geamă să vrea să vorbească cu tine și tu efectiv nu poți să deschizi gura din cauza că ți este frică de ceva, da? Sau nu neapărat că ți este frică să vorbești, dar este frică să vorbești poate de ceva anume, poate de relația voastră, poate de felul în care te simți pentru ei, poate să-ți destăinui sentimentele, da? Deci este o oportunitate să vă uitați la aceste blocaje și să vindecați. Se poate întâmpla pentru unii dintre voi să aveți un suflet geamă în care să poate să vorbească urât sau să fie într-un fel abuzit cu voi, da? Și chiar dacă aici lecția ar fi mai mult legat de voi să vă valorați pe voi înșivă și să nu vă lăsați așa doar pentru că este sufletul vostru geamăn, să fiți tratate poate fără respect sau să fiți să nu primiți ceea ce este al vostru în relație, ceea ce vă cuvine, da? Vi se cuvine. Ce este pentru voi? Da, ce este pentru voi doar din cauza că este sufletul vostru geamăn. Pentru că ce se poate întâmpla, și asta este o chestie foarte interesantă, este că să zicem că aveți un tipar cu sufletul geamăn în care poate faceți sex, să zicem, fără să fiți într-o relație în care sunteți exclusiv unul cu celălalt. În care sunteți angajați într-o relație, care vă numiți iubit și iubită, sunteți împreună în acest fel. Și evident că la un moment dat acest lucru nu se va simți bine pentru tine, dar vei dori să ai o relație exclusivă. Și până în acel moment, tu ai oferit acest serviciu, această iubire, această energie sufletului geamăn, necondiționat, ca să zicem așa. Și în momentul în care tu alegi să te valorezi pe tine însuți și să pui o limitare, în sensul că, hei, eu nu o să-ți ofer acest lucru fără ca să avem un angajament clar unul față de celălalt, pentru că nu simt că mă onorează și mă respectă acest lucru. Sufletul geamul s-ar putea să se supere și zică, da, ok, pa, da? Dar asta nu înseamnă unul la mână că nu sunt sufletul vostru geamă din cauza că nu vă respectă imediat, da? Nu înseamnă că lucrurile nu se pot schimba, nu înseamnă că odată cu vindecarea nu veți avea o minune, ca să zic așa, să se întâmple în relația voastră. Absolut deloc. Și ăsta este chiar un test foarte frecvent care se întâmplă în această călătorie, în care voi alegeți să vă respectați pe voi înșivă la un anumit nivel, cu sufletul geamăn, la un mod în care nu îl făceați și poate după aceea sunteți blocați sau se întâmplă o
rupere în comunicare, da? Zici, ok, nu mai îmi pasă, da? Și asta este din cauza că trebuie să vedem că tiparul pe care îl aveam venea dintr-o frică, da? De exemplu, în această situație ipotetică, da? Imaginară, frica este că, păi da, dacă nu fac sex cu supraprogeamul, atunci el nu o să vrea să fie cu mine, da? Iar atunci tu trebuie să înfrunți această frică, trebuie să o vindeci. Și de cele mai multe ori va exista un test, ca să zic așa, în sensul că prețul este așa, da? Păi dacă eu am o frică că dacă sufletul meu geamă nu va fi cu mine dacă nu fac sex, atunci dacă eu aleg să nu mai fac sex fără să avem un angajament față de celălalt, de unul față de celălalt, atunci el mă va părăsi sau mă va abandona sau nu va mai vorbi cu mine. Iar dacă la un moment dat tu alegi că ok, este mai important pentru mine ca eu să fiu respectat în această relație și să am acest angajament exclusiv, atunci va veni o testare, da? În sensul că se va întâmpla ca sufletul geamă să plece, da? Iar aici întrebarea pentru voi va fi, ok, ești acel punct de frică, cel mai rău lucru s-a întâmplat, ce vei face? Vei alege să oferi acel lucru din nou sau vei fi extrem de hotărâtă tu către tine însuți că ai făcut alegerea cea bună de a te respecta și valora pe tine însuți? Iar acest lucru nu va fi un lucru care poate vei fi testat doar o dată, depinzând de poate cât de înrădăcinat este această frică în tine, s-ar putea să fii testat de multe ori. Poate o să fii testat o dată, ok, sufletul geamă îmi pleacă și peste o lună o să ai, o să ai dubii. Sau poate sufletul geamăn vine și vrea, dar doar numai sex. Și se preface că ceea ce ai zis nu contează. Sau că nu a existat, da? Hei, știi, eu vreau să am o relație cu tine și nu o să mai fac sex. Și o să vină, ok, bine, pa. O să vină 2 luni mai târziu și, hei, ce ar fi să fim, să ne întâlnim, să facem sex? Știi, și ești fără niciun fel de urmă sau fără niciun fel de mod în care să respecte ceea ce tu ai zis, da? Vor fi asemenea teste, vor fi asemenea încercări și invitații în care tu să te întorci la tiparul cel vechi, da? Și de aceea se pot întâmpla și ruperile acestea de comunicare, este pentru că poate ești testat într-o anumită lecție prin care treci, de a te valora, de a te respecta, de a te accepta pe tine însuși, valida. Da, de a valida. Și este posibil să se întâmple și acest lucru, însă, din nou, cu vindecarea, tu poți să accelerezi acest proces. Nu trebuie să stai un an până când vine din nou sufletul geamăn, da? Continuă să vindeci și cu trecerea timpului sau cu, mai degrabă spus, cu trecerea vindecării tale, da. Lucrurile se pot accelera și se pot schimba în relația cu sufletul geamăn. Chiar astăzi citisem o postare a unei persoane din comunitate care, cum să zic, a avut așa o relație foarte tumultoasă, ca să zic, cu sufletul geamă, în sensul că s-au îndrăgostit, dar el era căsătorit cu copil. De fapt, a făcut copilul după aceea, după ce ei au avut în separare. După aceea, totuși, el a realizat că avea o relație foarte toxică cu soția, a divorțat de soție, a fost împreună cu această persoană care face exercițiul prin zi și studiază învățătura, a avut o perioadă foarte bună de relație, apoi s-au despărțit din nou din cauza ceva motive, iar acum, după o perioadă lungă din nou și foarte multă vindecare, el s-a reîntors din nou în viața ei. Deci a fost așa foarte multe, cum să zic, intrări și ieșiri și foarte multe lecții prin care ea a trecut ca să ajungă în aceste locuri cu el, da, din nou. Și foarte multe, mai ales tipare, mai ales de această natură de cum am povestit, foarte multe lipsă de respect de sine, de încredere de sine, de valorare, foarte mult acceptat de orice legat de sufletul geamăn, doar pentru că vai, acum s-a întors, hai să-l fac să stea cu mine și nu va funcționa niciodată dacă voi vă veți sacrifica într-un fel sau altul pe voi și vă
ca să fiți cu sufletul geamă. Exact. Și cred că am mers destul de amănunt și un pic mai diferit de acest subiect cu comunicarea. Da. Dar simt că am atins multe puncte care poate mulți dintre voi ați avut întrebări, dar așa este în totdeauna. Este un proces de vindecare. Și asta este lucrul cel mai important. Este un proces. Da. Nu este o pilulă magică care gata te face să fii cu sufletul geamă într-o zi, ci este un proces de vindecare prin care treci ca să ajungi în acest spațiu. Este un stil de viață pe care ai nevoie să-l ai ca să poți să ai o comunicare sănătoasă cu sufletul geamă. Exact. Nu este doar faci exercițiul oglinzii o dată de două ori să ajungi la pace și gata. Da, pentru că aici poate părea așa puțin nu neapărat magic sau ireal, da? Pentru că deci, ok, mă supăr că sufletul geamă nu vorbește cu mine, mă supăr că eu nu vorbesc cu mine însumi. Da, este adevărat, vindec, de ce nu vorbește, da? Sau ce se întâmplă? Câteodată trebuie să vezi că motivele din spatele lipsei de comunicare sunt mai profunde și răspunsul este tot exercițiul oglinzii, însă pe mai multe subiecte, da? Și ceea ce observăm noi din nou și din nou în această comunitate cu persoanele care fac exercițiul oglinzii și cu clienții noștri este că există așa o perioadă în care poate nu știi ce se întâmplă, nu știi efectiv de ce se întâmplă aceste lucruri cu sufletul geamă, dar persoanele care aleg să facă vindecarea experimentează foarte multe reușite. Și din nou va veni și testarea, de cum am spus. Poți să ai o reușită foarte surprinzătoare, uai de capul meu s-a întâmplat, mi-a scris după atâta timp și după aia poate peste o săptămână îți dă în cap cu ceva, să zic așa, cu o veste proastă care efectiv te dărâmă și zici, vai, mă las de călătoria asta că uite. Știi, și noi zicem, nu, ăsta este momentul cel mai important, cel mai critic pentru voi să nu vă dați bătuci și să continuați, da? Pentru că, din nou, noi folosim exercițiul oglinzii astăzi. Am folosit exercițiul oglinzii. Când a fost ultima dată când ai folosit exercițiul oglinzii? Acum câteva ore. Da? Sau câteva minute. Da, sau acum câteva minute. Pentru, nu știu, pentru tine. Cam, da. Da. Jumătate de oră. Cam jumătate mai oră. Mult. Ok, bun. Înainte, fix înainte de să facem asta. Pentru mine a fost acum cam o oră, o oră și jumătate. Am făcut exercițiul oglinzii. Deci noi nu ne jucăm când spunem că acest lucru trebuie să te dedici și nu este un anumit număr, dar faci exercițiul oglinzii de 300 de ori și atunci o să fii cu sufletul geamă. Nu. Dar este un lucru care trebuie să cum să zic? Să fii angajat, angajată la acest lucru. Da. Să spui, da, o să fac acest lucru pentru mine, pentru relația mea cu sufletul geamă, pentru că, până la urmă, eu cu Alexandra nu am putut să fim împreună sau să continuăm să fim împreună dacă nu făceam acest lucru. Da. Vă zicem din propria experiență, din experiența și celor din jurul nostru pe care îi vedem, care sunt împreună, care ajung împreună cu sufletul geamăn și ce se întâmplă după aia. Da. Acum poate că vă întrebați, ok, Laurențiu și Alexandra, dar uite, ziceți atâtea chestii, dar mie nu mi se pare prea fain sau prea atrăgător să fac acest exercițiu al oglinzii și să mă angajez în mod total și să rezolv această situație de comunicare. De ce? Că e treaba lui și nu am eu atâția alți gigoloi după mine care vor să fie cu mine, adică ce, un suflet pereche, ce contează. Și adevărul este că nu pot eu să te conving dacă vrei această călătorie sau nu. Da? Eu pot doar să-ți spun ce înseamnă, care sunt lucrurile care te poți aștepta în această călătorie și care este soluția problemelor care le poți întâlni în această călătorie. Eu spun doar că merită, eu spun doar că am experimentat atâtea relații eșuate cu suflete pereche, nu doar, și văd asta nu doar în viața mea, în viața persoanelor din jurul meu, nimeni nu este complet fericit cu un suflet
pereche sau este fricit doar pentru că nu vrea ce vrem noi. Iar noi vrem încă, sau cel puțin încă. Nu vor încă ce vrem noi, pentru că noi vrem o iubire profundă și Complet. totală și completă. Da. Și Da. este în regulă, respectăm decizia fiecăruia. Da. Acest drum nu este cel mai ușor, dar este un drum foarte frumos dacă îl iei și îți aduce foarte multă bucurie Da. dacă îl faci cum trebuie. Exact. Și vei descoperi extrem de multe alte lucruri minunate de care poate noi nu vorbim în mod direct în aceste podcasturi, din nou, pentru că sunt atât de multe lucruri despre care cred că putem povesti. Însă există beneficii în a face exerciții de oglinzi în extrem de multe alte arii ale vieții tale. Așa că, da, noi din nou îl recomandăm să îți permiți să vezi ce te supără, să iei responsabilitatea realității tale, să faci această alegere pentru tine și să realizezi că nimeni nu te poate face să te simți într-un anumit fel, nimeni nu poate vine să-ți creeze în realitatea ta. Asta este un lucru care îți oferă foarte multă putere în viață, pentru că atunci tu poți să schimbi lucruri în viața ta care nu-ți convin sau nu-ți plac. Și metoda este prin exercițiul oglinzii, prin a te iubi pe tine însuți, prin a face alegeri diferite în viața ta, prin a te schimba. Iar călătoria cu sufletul geamăn este o călătorie de maximă schimbare. Și oricât alegi, dacă tu alegi să mergi așa mai încetucu, e în regulă. Nu trebuie să faci exercițiu oglinzii ca și noi, de câte ori pe zi facem noi. Începe unde vrei să începi, însă, da, vezi care este ritmul tău cu această călătorie. Cât de mult vrei tu să fii cu sufletul geamăn? Îți este esențial să fii cu sufletul geamăn în viața asta sau nu? Îți este esențial să fii cu sufletul geamăn în următorii 10 ani, în următorii 20 de ani, în următorii 5 ani, în următorii 2 ani? Cât de esențial este pentru tine acest lucru? Și depinde de ce răspunzi la acea întrebare, trebuie să vezi că va fi un anumit nivel de angajament care va trebui să-l faci către munca ta interioară. Da? Da. Este ce este. Da? Bun. Și noi putem oricând să vă ajutăm cu grupul de coaching pe care îl avem în fiecare luni, care puteți oricând să ne spuneți și să veniți și voi la acest grup. Ca să vă ajutăm, pentru că noi înțelegem foarte mult cât ne ajută pe noi coachingul personal care îl facem noi cu coachul nostru și atunci știm cât de mult poate să vă ajute și pe voi acest lucru. Exact, da. Bun. Este foarte important pentru că coachul tău poate să-ți ofere o perspectivă nouă asupra ceea ce se întâmplă în viața ta, dacă ești dispus să asculți și să înveți. Da? Dacă tu crezi că știi mai bine decât noi, atunci de ce te mai uiți la videoclipul ăsta? Da? Bun. Deci, Da. cred că asta este pentru subiectul de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat sau ne-ați privit și ne vom revedea data viitoare. Ne vedem data viitoare.